Da, atâta agitație. Vai, câte am de făcut! Liniște, vă rog! Se apropie data alegerilor. Conform programului calendaristic, în 2 săptămâni începem primele pregătiri. Bine, dar cum protejăm alegătorii de coronavirus? Da, și funcționarii electorali. Interesant, cum au fost organizate anul acesta alegerile în alte state? Da, trebuie să verific ultimile informații privind alegerile și COVID-19. Ia? Ha? Auleu! 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 A, ce se întâmplă? Auleu! Auleu! Salut! Bine ai venit în jocul electronic Alegeri pe timp de COVID-19. Vai, ce interesant! Dar ce trebuie să fac? Pentru a câștiga jocul trebuie să votați respectând toate regulile de protecție în timpul pandemiei de COVID-19. Da! Eu sunt gata! Începem! Începem! Oho! Ce zebră frumoasă! Ei, 1! Ei, 2! Ei, 3! Încălcare! 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 Da! Vă rog să păstrați distanța socială de 1 metru! Da! Oho! Dacă mai fac 2 greșeli, pierd jocul. Trebuie să-mi pun masca de protecție. Să-mi acopăr gura și nasul. O persoană înarmată. Trebuie să ocolesc. Sunt în pericol. Verificarea termometriei este obligatorie. Raf! Acum am înțeles. Acum știu cum vom proteja toți alegătorii de COVID-19 în timpul alegerilor. Vom vota toți fără frică. Iată. Oho! La intrare este dezinfectant. Asta pentru... asta pentru dezinfectarea mâinilor. Dar oare... Dezinfectați mâinile corect. Bine. Da? Oho! Trebuie să fiu foarte atent. Trebuie să-mi dezinfectez fiecare degetel. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Și eu am multe. Și pe ăla mare, și pe ăla mic. Am înțeles. Dezinfectăm mâinile corect. Acum puteți trece. Mulțumesc. Bună ziua! Bună ziua! Pentru a primi buletinul de vot, vă rog, semnați în lista electorală. Puteți să vă folosiți de pixul personal. Da? Eu tocmai l-am luat de la birou. Pa-ram! Poftim! Gata! Am votat! Felicitări! Ați trecut cu succes alegerile în timp de COVID. Oh!
Astăzi este ziua alegerilor. Eu, Arci, am astăzi o misiune foarte specială. 1. Va trebui să controlez temperatura alegătorilor. 2. Trebuie să verific dacă masca de protecție este purtată corect. Așa vom proteja toți alegătorii și, bineînțeles, funcționarii electorali. Au rămas 5 minute până la deschiderea secției de votare. Arci, avem încredere în tine. Eu sunt gata. Bună dimineața! Secția de votare este deschisă. Bună ziua, am venit să votez. Ia să vedem ce avem aici. Așa, respectați distanța socială de 1 metru. Aha, intrați în secția de votare pe rând. Clar. Dezinfectați mâinile la intrare. Am înțeles. Acoperiți gura și nasul cu masca de protecție. Foarte bine. Sunteți primul alegător. Că totul este perfect. Acum puteți trece să votați. Bună ziua! Bună ziua! Eu am venit să votez. Foarte bine! Doar că vă rugăm să puneți masca de protecție corect. Masca mea e fermecată. Se pune unde vrea. Stop! Masca nu e pălărie. Da, e bine. Perfect! Acum e bine. Puteți trece în secția de votare. Purtați masca corect! Dragi alegători, haideți să învățăm împreună cum se pune și cum se poartă masca de protecție. Așadar, înainte să punem masca, dezinfectăm bine mânuțele cu soluție dezinfectantă sau cu apă și săpun. Acoperiți cu masca nasul și gurița și fiți atenți, verificați să nu rămână spațiu liber între mască și față. În timpul purtării nu e voie să atingeți masca. Scoateți masca atent, fără să atingeți partea din afară. Aruncați masca la coșul de gunoi, iar apoi dezinfectați bine mânuțele cu soluție dezinfectantă sau cu apă și săpun. Peste o săptămână este ziua votării. Eu am 18 ani și ar fi fost pentru prima dată când puteam să merg la vot. Dar din păcate m-am îmbolnăvit cu COVID-19 și sunt obligată să stau acasă. Nu trebuie să spui la nimeni. Mai bine să nu știe nici vecinii. Nu. Participarea la alegeri este dreptul meu fundamental. Trebuie să fac ceva. Am găsit numărul de telefon al secției mele de votare pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.check.md. Și acum trebuie să sun. Alo, alo! Da, da, da! Bună ziua! Bună ziua! Secția de votare numărul 10? Scuzați-vă rog, am o problemă. Mulțumesc că ne-ați contactat. Într-adevăr, persoanele care stau acasă în autoizolare din cauza COVID-19 pot vota la domiciliu. Îmi notez datele dumneavoastră și adresa și ne vedem în ziua alegerilor. Foarte bine! Voi putea vota pentru prima dată în viața mea! Iuhu! Voi avea o misiune tare importantă în ziua alegerilor. Voi face parte din echipa funcționarilor electorali care vor merge cu urna mobilă acasă, la persoanele aflate în autoizolare, ca să poată vota la domiciliu. Voi avea grijă de echipamentul de protecție. Să vedem, așa, mască, mânuși, viziere, costum. Mă duc să le pregătesc pe toate. Arci, este ora 3. Trebuie să plecați la alegătorii care au solicitat urna mobilă. Ura! Misiunea specială începe!
Bună ziua! Bună ziua! Am venit la solicitarea dumneavoastră pentru că fiecare vot contează. Sunt mândră să votez pentru prima dată! Bine că nu ați ezitat să ne contactați. Asigurarea dreptului la vot pentru toți cetățenii este misiunea noastră.